Bună ziua și bine ați venit la conferința săptămânală de presă a filialei Timiș a Partidului Aur. Vestea cea bună în această zi însorită este că filiala noastră, filiala Timiș Aur, are candidații desemnați în felul următor: pentru președinția Consiliului Județean pe colegul și fratele nostru Adrian Iacob, iar pentru municipiul Timișoara, și o să-i dau cuvântul să vă vorbească imediat acum după mine, pe Ilie la primărie. Bună ziua! Numele meu este Sârbu Ilie Vasile, sunt bănățean din tată în fiu, vin din munții Almăjului, de acolo, de unde cândva s-a organizat rezistența anticomunistă. Astăzi, asta dorim să facem din nou, să facem o rezistență neocomunistă care încearcă să se așeze din nou în România. Sunt bucuros că am fost ales de către colegii din Partidul Aur, de aici, din Timișoara, și de colegii cei de la București, ca să reprezint Partidul Aur în lupta care va urma, în campania electorală și în victoria ce va urma, pentru că este obligatoriu să aducem din nou bunul simț la Timișoara. Este obligatoriu să aducem restaurația bunului simț și rânduiala bănățeană la Timișoara. Votați Aur pentru că nu vă va părea rău sub nicio formă. Pentru cei care mă cunosc, știu că sunt un om hotărât și știu ce am de făcut. Este momentul să alungăm ipocrizia de la primăria municipiului Timișoara. Cu Ilie la primărie! Adrian, te rog frumos! Da, mulțumesc, mulțumesc mult, domnule președinte! Vă salut, bună ziua! Mă numesc Adrian Iacob, sunt născut, crescut în Timiș, am 37 de ani, în curând 38, sunt căsătorit, am doi băieți gemeni și vreau să mulțumesc în primul rând domnului președinte filialei județene Aur Timiș pentru susținere. Am fost desemnat să candidez pentru președinția Consiliului Județean în urma unui proces riguros. Am luat interviurile, iată-mă în fața dumneavoastră, am ieșit dintre oameni, cum la fel între oameni voi fi și de acum înainte, să candidez pentru funcția despre care am amintit, președinția Consiliului Județean Timiș. Îmi doresc în acești 4 ani să schimbăm fața administrației, să facem o administrație îndreptată către cetățean, către nevoile lui. Nu am venit în fața dumneavoastră să vă cer votul, am venit să vă rog să ieșiți la vot, în primul rând, pe 9 iunie, să încercăm să aducem o schimbare împreună, dumneavoastră, în comunitățile dumneavoastră, eu pentru dumneavoastră la Consiliul Județean. Vă mulțumesc tare mult, să ne dea Dumnezeu gândul cel bun. Numai bine! Ziua bună, dragi timișoreni, dragi timișeni, dragi români, oriunde v-ați afla, cu bucurie salut și eu pe cei doi colegi ai mei. Cu Ilie vom merge la primăria municipiului Timișoara, iar cu Adrian Iacob vom merge la președinția Consiliului Județean. Noi, cei din Alianța pentru Unirea Românilor, am intrat în lupta cu Partidul Comasat Român, am depus la birou electoral peste 680.000 de semnături pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie, de peste 680.000 de ori. Vreau să mulțumesc și eu tuturor acelora care ne-au dat șansa să fim pe buletinele de vot și tuturor acelora care vor fi în spatele nostru și alături de noi pe stradă și, bineînțeles, cei care vor pune ștampila pe Alianța Aur pe 9 iunie. Vedeți și dumneavoastră, cei din PSD și PNL, acum, după ani de guvernare, și-au dat seama că taxele pe muncă sunt foarte mari. De când am intrat în Parlamentul României, am încercat prin diverse proiecte de lege
să ducem scăderea taxei pe muncă la maxim 25%, astfel încât oamenii, nu doar familiile cu doi copii, cum vrea PSD și PNL, ci toți românii să poată avea o viață mai bună, să beneficieze de pe urma muncilor, fiindcă avem cele mai mari taxe pe muncă din Uniunea Europeană. În altă ordine de idei, vă spunem că noi aici, în Timiș, suntem pregătiți pentru alegeri. O să vedeți în minutele ce urmează încă o parte din candidații la funcția de primar din județul nostru și, așa cum bine v-am obișnuit, o să începem cu reprezentanții celor trei orașe pe care le avem pe lângă municipiul Timișoara și municipiul Lugoj. Astăzi sunt prezenți aici reprezentanții de la DETA, de la Făget și de la Sinicolau Mare. În aplauzele dumneavoastră vă prezint candidatul nostru și viitorul primar al orașului DETA, Florea Gabriel Diamandescu. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Numele meu este Florea Gabriel Diamandescu. Sunt căsătorit, am doi copii, sunt un mic investitor în orașul DETA. Am lângă mine o echipă dornică de o schimbare. Am oameni simpli, din diverse domenii de activitate, cu frica de Dumnezeu, însă schimbarea nu o facem doar noi, care am avut și avem curajul să participăm pe lista de aleși locali. Schimbarea se face doar cu dumneavoastră și rugămintea mea este să ne susțineți și să aveți încredere în noi. Nu vă cerem prea mult decât curaj și încredere în noi. Post binecuvântat și Doamne ajută! Și acum, din țara Făgetului, Victor Birău. Victor, te rog! Bună ziua, vă spun și eu tuturor! Mulțumesc Alianței AUR România pentru încredere. Nu m-am așteptat să fiu primit cu atâta căldură. Numele meu este Victor Birău. Sunt profesor de fizică de 28 de ani în țara Făgetului. M-am implicat încă din prima zi în ceea ce ține învățământul făgețean. Nu am nevoie de recomandări. Tot Făgetul și țara Făgetului mă cunoaște și îmi doresc să candidez la funcția de primar și vă spun că o să fie o surpriză plăcută pentru făgețeni și pentru dumneavoastră toți. Mulțumim lui Victor și acum unul dintre cele mai dezvoltate orașe din vestul României, profitând și de distanța mică de granița de vest, Suciu Flavia de la Sinicolau Mare. Flavia. Bună ziua, domnilor și doamnelor! Vin din cel mai vestic oraș, așa cum a afirmat domnul deputat, Stoica. Mă numesc Suciu Flavia, doresc să candidez la funcția de primar la Sinicolau Mare. Dorim să facem împreună cu echipa AUR o schimbare, să aducem o bunăstare și un sprijin mult mai mare în față de oamenii și de cetățenii localității. Sunt anumite probleme care sperăm și avem toată încrederea că vom reuși noi, AUR, să câștigăm și să putem să le rezolvăm. Deci comunitatea este foarte deschisă spre noi, deci oamenii își doresc într-adevăr o schimbare și un alt nivel față de ceea ce este. Este puțin dictatorial și comunist, să spun așa, nu este în regulă. Deci toată lumea are dreptul să poată să-și spună opinia și să poată să discute și să dezvolte ceea ce are și ceea ce poate să facă. Problema este la noi faptul că sunt anumite divergențe. Va fi o luptă grea, într-adevăr, pentru că fiind partidul coaliției, deci sunt foarte agresivi și foarte dornici de putere în continuare, ceea ce noi nu cred că le vom mai da șansa să poată să ajungă ei unde își doresc.
Eu vă mulțumesc foarte mult pentru sprijinul și pentru susținerea pe care o am din partea colegilor mei, în primul rând și a echipei, și în al doilea rând Consiliului, adică filialei județene Timiș, Alianța pentru Unirea Românilor. Sunt fericită, bucuroasă că pot să aduc o schimbare prin imaginea și prin statutul pe care l-am față de această localitate. E o localitate frumoasă, într-adevăr, cu oameni buni, pașnici, dar care nu au un bun conducător și nici cei care sunt în Consiliu. Deci important este ca eu și echipa mea de Consiliu să putem să răzbim, să putem să câștigăm, să ieșim la vot, să aducem oamenii la vot, acea masă de votanți care nu au ieșit de ani de zile. Deci sper ca bunul Dumnezeu să ne ajute și să avem sorți de izbândă și să fim fericiți să ne întâlnim foarte bucuroși în 9 iunie. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim și noi, Flavie, acum tot din partea de vest, de aproape de locul în care cele trei țări se întâlnesc, România, Serbia și Ungaria, domnul Svetcu Iulian de la Beba Veche. Te rog. Bună ziua, mă numesc Svetcu Iulian, am 55 de ani, sunt căsătorit, doi copii. În ultimii 26 de ani am fost șeful postului de poliție din localitatea Beba Veche. Sunt onorat că sunt candidatul AUR la funcția de primar din această localitate și visul meu este să aduc la viață proiectele pe care cetățenii le așteaptă de foarte mult timp, respectiv un parc pentru copii, capelă pentru înmormântări, calitatea apei și, cum îmi place să spun, fotbalul se joacă pe goluri, politica se face pe voturi. De-aia solicit tuturor cetățenilor Comunei Beba Veche să iasă la vot, să voteze AUR și reprezentanții AUR și va fi mult mai bine. Vă mulțumesc, Doamne ajută! Mulțumim și noi lui Iulian, acum de la Comuna Betthausen, Benzar Nicolae. Nicolae? Numele meu este Benzar Nicolae, am 29 de ani, tată a doi copii și soț. Sunt alături de echipa Timiș și de Partidul AUR din 2020 și am luptat alături de acești oameni care au demonstrat și au dat dovadă că sunt patrioți și le pasă de această țară. Nu vă țin prea mult, vreau să vă transmit doar atât. Dați-ne în 9 iunie o șansă să vă demonstrăm că ne pasă de țară. Comuna Betthausen este printre ultimile comune din Timiș care nu are șosea, nu are apă, nu are canalizare, nu avem parcuri, nu avem absolut nimic. Eu v-am dovedit că îmi pasă de această comună și voi lupta până la capăt. Vreau să-i mulțumesc încă o dată domnului Titi și domnului Negoiescu. Și noi îți mulțumim. Mulțumim și noi lui Nicolae, un apărător al drepturilor cetățenilor din comună. Știm foarte bine, am fost alături de el în mai multe acțiuni pe care acesta le-a făcut. Acum, de la bilet, un alt rezervist, domnul Remus Stufă. Remus? Da. Nici eu nu vreau să vă țin prea mult. Numele meu este Tufă Remus. Am 52 de ani, sunt fost cadru MAI, căsătorit și am doi copii. Stau de 18 ani în comuna Biled și am analizat toate problemele cu care se confruntă comunitatea noastră. Foarte pe scurt vreau să enumăr câteva dintre ele. În comuna Biled avem nevoie de o grădiniță, deoarece copiii noștri învață în fosta clădire a școlii generale, unde nu avem condiții corespunzătoare. Construirea unei creșe, care la fel nu există în comuna Biled. La fel, avem nevoie de o sală de sport pentru școala generală,
care la fel nu există în comuna Biled. Avem probleme cu sistemul de canalizare care nu funcționează, deși s-a început acum 8 ani în urmă. Cu o stație de epurare care nu funcționează, are recepția la zi făcută și este ieșită din garanție. Îmi doresc o administrație locală transparentă, unde cetățenii comunei Biled să poată vedea pe ce se cheltuiesc banii publici. Ca un om de sport și antrenor de box, doresc ca fenomenul sport să fie mult mai vizibil cum este acum. În încheiere doresc să reamintesc cetățenilor din comuna Biled ca pe 9 iunie să aibă încredere în mine și să voteze aur. Vă mulțumesc! Dau cuvântul colegilor mei! Mulțumim și noi! Mult succes! Comuna Checea, Adrian Pascariu, te rog! Vă mulțumesc și sunt onorat că fac parte din echipa AUR. Mă numesc Adrian Pascariu, locuiesc în Checea, unde am făcut și școala generală. Sunt tată a doi copii, am 34 de ani și soț. Sunt absolvent al Facultății de Mecanică, inginer, de aceea zic că trebuie să găsim soluții, nu scuze. Am absolvit Universitatea Politehnică din Timișoara. Consider că trebuie să candidez la Checea pentru postul de primar, pentru că trebuie să avem o administrație dedicată cetățeanului, bazată pe transparență. Trebuie să înțelegem că primăriile nu sunt SRL-uri, pentru că dacă ar fi așa, mulți n-ar avea ce căuta acolo. Suntem în 2024 și consider că nu poți pune pe oricine să se joace cu bugete de sute de mii de euro ale unei comunități. Mulțumesc susținătorilor și vă asigur că împreună vom crea în Checea un mediu curat, modern și prosper. Așa să ne ajute Dumnezeu! Mult succes! Din Dumbrava, la fel un om pe care mulți dintre locuitorii județului îl cunosc, domnul Nicolae Istrat. Istrat Nicolae este numele meu. M-am născut în Răchita, comuna Dumbrava. Acolo am urmat cursurile școlii primare, iar liceul foarte aproape la liceul Tramvia din Făget. Până la 25 de ani, viața mea a decurs în comuna unde am crescut. Am plecat apoi nu prea departe, am venit aici la Timișoara. Sigur că familia mea a rămas în Răchita, toate rudele mele, toți cunoscuții, colegii mei sunt în comuna a cărei viitor vreau să-l păstoresc. Vreau să fiu primar la Dumbrava, vreau ca împreună cu dumneavoastră, cu toți cetățenii satului Răchita, Dumbrava și Bucovăț, să schimbăm în bine multe lucruri care au rămas nefăcute. Noi trebuie să facem promisiuni de care să ne ținem și să le respectăm, nu așa cum de 20 de ani, din păcate, vechea echipă administrativă a comunei a făcut. Sunt alături de Partidul AUR, este o cinste și onoare pentru mine. Votați Partidul AUR și votați în 9 iunie primar Istrat Nicolae la Dumbrava. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, vă urăm succes tuturor acolo unde activați. Acum, din proximitatea Timișoarei, cred că o comună unică în Europa care are în administrație un aeroport internațional, de la Ghiroda, domnul Gabriel Iliescu. Bună ziua, numele meu este Iliescu Gabriel, am 46 de ani. Sunt director de vânzări în cadrul unei companii private. Mă simt onorat că am fost desemnat candidat al acestei formațiuni politice AUR la primăria Ghiroda. Vrem să facem în Ghiroda, să o aducem la standarde europene. Comuna are un buget foarte mare, de aproximativ 18 milioane de euro, dar un procent destul de mare, undeva la 40% din bugetul acestei comune este pentru funcționare. Doar. Deci dorim să transferăm
cât mai mult spre investiții, pentru a asigura facilități moderne, atât pentru viața de zi cu zi în domeniul învățământului și sănătății, cât și pentru petrecerea timpului liber în comună, fiindcă este deocamdată la stadiul de comună dormitor al zonei periurbane. Mulțumesc de asemenea și domnului Negoescu, domnului Titiu pentru încredere și aștept toți cetățenii comunei Ghirota și satului aparținător Giarmatavi în data de 9 iunie să ne susțină, avem o echipă de profesioniști. Mulțumesc! Mult succes! Acum, după ce a fost alături de noi atâți ani și am făcut acțiuni, în sfârșit, Daniela a prins curaj și astăzi, fără emoții, o să vină să vă vorbească de la Racovița, Daniela Coroama. Bună ziua! Vă mulțumesc din suflet dumneavoastră că mă aflu aici. Sunt onorată și mulțumesc din suflet colegilor și tuturor. Sunt Daniela Coroamă, am 52 de ani, sunt crescută, născută în Buzea și locuiesc de foarte mulți ani în comuna Racovița, din 81 mai exact. Sunt mama a doi copii frumoși, sunt parteneră de viață, am un prieten de 2 ani de zile. Sunt absolventă de facultate, am terminat științe economice administrative. Am lucrat ca funcționar în comuna Racovița, am fost inspector pe asistență socială. Cunosc problemele din comuna noastră, mai ales că am lucrat cu oameni de tot felul. Doresc să fiu alături de locuitorii comunei Racovița. Comuna Racovița are 6 sate. Sunt foarte mulți bătrâni în comuna noastră. Avem nevoie, ca și oricare comună, să zic, care a rămas din 90 mai în spate. Nu este canalizare, nu avem în toate comunele apă, dar cu ajutorul Dumnezeu să mai reușim să prindem fonduri și să putem să le realizăm pe toate. Eu vă mulțumesc din tot sufletul și vă doresc un post binecuvântat în continuare și tot să toată lumea ca să iasă la vot, să fie alături de noi. Că AUR merită toate șansele. Vă mulțumesc din suflet! Mulțumim și noi! Acum o să schimbăm puțin registru. Poate cea mai mare surpriză a zilei de astăzi, o să-l rog pe colegul meu, Petre Răuți, să vină și să vă prezinte această surpriză. Bună ziua, mă numesc Răuț Petru, sunt președintele organizației locale Săcălaz. În calitatea mea de președinte, în această săptămână am cooptat alături de echipa AUR existentă pe actualul primar Nicu Viorel și echipa dumnealui. Ne-am unit forțele pentru a câștiga la Săcălaz. Țin să le aduc aminte cetățenilor din Săcălaz, în viața de 25 de ani pe care am petrecut-o în Săcălaz, am fost alături de foarte mulți oameni, și la bine și la greu. Atât în calitate de om de afaceri, cât și calitate de consilier local. Am ajutat foarte multă lume și am rugămintea să fie alături de mine și să aibă încredere în Nicu Viorel și în mine. Bună ziua tuturor! În primul rând vreau să mulțumesc lui Dumnezeu că sunt înconjurat de asemenea oameni și că am avut posibilitatea să vin într-o echipă care promovează valorile creștine tradiționale. De obicei nu-mi fac notițe, dar acum, fiind un moment extraordinar în viața mea, mi-am scris câteva idei pe care vreau să vi le împărtășesc. Știți cu toții, eu cel puțin în acest moment candidez dintr-o altă postură decât
majoritatea colegilor cărora le urez succes din toată inima. Candidez din funcția de primar. Am fost un primar care, sau mă rog, sunt un primar care am creat atunci când Partidul Comasat Român, PNL-PSD, au încercat anumite lucruri în comuna pe care o păstoresc. Am fost cel care am pus piciorul în prag și am spus nu. Banii trebuie să folosiți pentru comunitate și nu pentru chestiuni care nu aduc niciun plus comunității. Am fost la un moment dat, știți foarte bine, am fost la un moment dat numit candidat din partea PNL. Valorile mele liberale sunt acolo, sunt sedimentate, dar peste aceste valori liberale venim cu valorile pe care noi, poporul român, le avem, și anume aceste valori creștine. Nu contează ce cult anume, suntem cu toții creștini. Iar în acele discuții, de la liberal la Dreapta Unită, au fost impuse anumite lucruri care pentru Săcălaz nu sunt în regulă și nu aduc nici un plus. Nu am fost de acord, de exemplu, cu valorile Pride, sau cum Dumnezeu se numesc, că habar nu am. Nu am fost de acord ca aceste lucruri să se întâmple și la Săcălaz, la fel cum știm cu toții că s-au întâmplat sau se vor întâmpla în viitor, în continuare în Timișoara. Am în minte, sau aveam în minte de fiecare dată când discutam despre tot felul de lucruri de politică, versetul, sau din capitolul 13, versetul 13, pe care Apostolul Pavel le-a scris în Scriptură, și anume că și acum rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea, iar mai departe, mai mare dintre acestea este dragostea, dar dragostea pentru oameni, nu pentru faptele lor. E o mică diferență, iar tradiționalismul și creștinul din mine m-a făcut ca acest verset să fie cumva pavăză și călăuză. Urez tuturor succes din toată inima, mulțumesc celor care au înțeles ce anume se întâmplă și cu siguranță Săcălazul din nou va da un primar creștin. Doamne ajută și să fie într-un ceas bun. Mulțumesc! Doamne ajută, bun venit! Putem spune de astăzi că AUR are un primar de AUR, acesta este Nicu Viorel de la Săcălaz. Acum un viitor primar de AUR, tot așa dintr-o comună limitrofă Timișoarei, de la Șag, vine Luca Florin, pe care cei din Șag îl cunosc și Țaga. Luca, te rog. Bună ziua, mă numesc Luca Florin, am 46 de ani, căsătorit, 2 copii și am fost desemnat de către Partidul AUR de a candida la funcția de primar al comunei Șag, și pe această cale vreau să le mulțumesc domnului Negoescu și domnului deputat. Am fost desemnat eu pentru că la noi la Șag a fost o problemă vis-a-vis de candidatura la AUR. În primul rând vreau să vă spun că voi intra în luptă cu un candidat de la PSD care va candida sub sigla unei alianțe, pentru că părerea mea este că e rușine să candideze din partea partidului PSD, și cu ajutorul vostru vom schimba lucrurile în bine. Orice provocare pentru mine este o șansă de a face lucrurile mai bune. Așa să ne aduce Dumnezeu și să mergem înainte. Mulțumesc frumos! Mulțumim! Am lăsat pentru final, înainte de a vă sta la dispoziție pentru întrebări, o tânără de AUR din municipiul Timișoara, o doamnă care coordonează un cartier, care este arhitect și care vrea să ne expună una din problemele cu care se confruntă Timișoara și, bineînțeles, soluțiile de AUR pentru această problemă. Carmen Matei, te rog.
Bună ziua, mă numesc Carmen Bianca Matei și am terminat Facultatea de Arhitectură din Timișoara. Am fost plecată timp de un an de zile cu studii Erasmus în Germania și timp de 3 luni cu cursă de practică Erasmus în Spania. Acolo am putut vedea modul în care funcționează orașele și am putut să-mi dau seama de problema actuală a noastră. Astfel, una dintre probleme este traficul aglomerat din municipiul Timișoara. Acest lucru se datorează și mijloacelor de transport în comun, după care trebuie să aștepți uneori 20-30 de minute, ceea ce te încurajează să-ți folosești mașina personală și duce la, inevitabil, la multe dintre accidentele care sunt cu zecile în ziua de astăzi, în fiecare zi. Ca soluții, cu panouri exacte de afișaj, cu mijloace de transport în comun care vin din 2-3 minute, cu un preț accesibil la bilete și la abonamente, oamenii ar fi descurajați, poate să mai folosească mașina personală, iar accidentele s-ar putea evita. Bineînțeles, trebuie gândit și un sistem bine pus la punct de piste. Acestea, în momentul de față, nu sunt cele mai bune. Dar acest lucru nu este greu. Chiar am o prietenă care, în cadrul masterului de urbanism, și-a făcut dizertația pe această temă, făcând și sondaje cu bicicliști. Soluția cu bicicleta nu este una aleatorie. Ea a fost studiată la nivel occidental și găsită ca una dintre cele mai bune modalități de a îmbunătăți calitatea vieții dintr-un oraș. Soluția există, trebuie doar să le implementăm. Vă mulțumesc! Mulțumim, am ajuns la finalul acestei conferințe de presă extraordinare. Vreau să vă stăm la dispoziție reprezentanților presei pentru întrebări, dacă sunt. Domnilor, și vă rog. Refer la toți candidații, nu poate să răspundă cine crede că știe mai bine. Este greu de coordonat o comunitate, fiecare comună, fiecare județ. Inevitabil va trebui să faceți înțelegeri, alianțe și așa mai departe, pentru o majoritate confortabilă. Cu cine veți colabora? Știți foarte bine, am anunțat-o de câțiva ani de zile și la fel vom face și de acum încolo. Niciodată cu cei care au făcut rău României. Știu că în politică niciodată să nu spui niciodată, însă sperăm să avem de partea noastră forțe tinere care intră în comunitățile locale, în consiliile locale și cu care să putem face o majoritate. Dar, așa cum o parte dintre colegii mei au spus, la noi există democrație, iar cei care vor fi aleși, bineînțeles, ei răspund în fața oamenilor și tot ei vor trebui să ia decizia în interesul cetățenilor cum vor face majorități și cum vor asigura buna funcționare a mersului în comunitățile din care provin. Mai sunt întrebări? Fiindcă asta e destul de abstract. Condițiile în care ambele mari partide stat, și cei din opoziție și cei de la putere sunt partide stat, așa. Toți au cam fost la conducere, mie nu o să aveți cu cine colabora. Toți au făcut până acum rău într-un fel sau altul. Mai concret, poate. Mai concret, la cum v-am spus, nu excludem absolut nimic. În consiliile locale este vorba despre interesul cetățeanului și așa cum am spus, vom lăsa la liberul arbitru al reprezentanților noștri din AUR să facă acele majorități în interesul cetățenilor de acolo. Eu v-am spus la nivel general de o alianță, eu știu dacă doriți, la nivel național sau în vederea unei guvernări, că avem acest lucru bine statuat și l-am spus clar și respicat de mai multe ori, că sperăm să avem parte de forțe politice noi cu care să putem crea o majoritate, tocmai pentru a nu ajunge cu cei care au condus de 35 de ani, Partidul Comasat Român și, mă rog, și aripa lor cea micuță formată acum, Alianța Dreapta Unită. Cred că acum este destul de clar, în comunitățile locale, cei care ajung acolo, reprezentanții AUR, vor apăra interesul cetățenilor și se vor asocia cu cei cu care ei cred că pot să obțină acest lucru.